Aici avem o ramă cu miere proaspătă de salcăm. Sincer, voi fi mulțumit. Deja se văd clar rezultatele. În comparație, uitați, și aici iarăși miere proaspătă. Ionel Buzgaru este fericit că după 10 zile, atât cât va mai dura floarea de salcăm în lizierele din Cobadin, va strânge de la cei 100 de stupe care are peste 800 de kilograme de miere aromată. Stupii lui, alături de cei peste 1.400.000 aflați în proprietatea tuturor apicultorilor din țară, ridică România pe locul 3 în Europa la producția de miere. 95% din mierea românească ia calea exportului și nu întâmplător străinii sunt înnebuniți după ea, căci este considerată a fi pură și cu proprietăți vindecătoare. Cu toate acestea, apicultorii din Dobrogea se confruntă cu numeroase probleme. Una dintre ele este impactul pe care agricultura irațională cu pesticide l-are asupra albinelor. Mihai Munteanu din Techirghiol se confruntă cu această situație și nu este singurul. Peticuțe cu floarea soarelui, ce-a dat cu erbicid din ala și cu insecticid, toată musca colegătoare ne-a omorât-o. Că nu ne-a anunțat nimeni. Nu ne-a anunțat. Am fost la primărie, da. Ne-a nenorocit. O stropire făcută fără a fi anunțată, fără a ști de ea, poate decima efectivul de albine și producția implicit și traiul nostru, existența noastră. Material. În 2011, apicultorului Ion Spânui au murit 10.000 de albine din cauza pesticidelor. A reușit să se ridice cu ajutorul fondurilor europene, dar ar vrea ca niciun crescător de albine să nu treacă prin ce a trecut el. Studiile arată că Dobrogea este un loc atât de prielnic pentru rapiță, salcând floarea soarelui și tei, încât ar putea să-i susțină în anumite perioade ale anului chiar și pe apicultorii din întreaga țară. Nu întâmplător putem compara Dobrogea cu o meca albinelor. Peste două zile, cei mai de seamă apicultori din sud-estul Europei își vor da întâlnire la Constanța pentru a stabili lista de problematici ce urmează să fie dezbătute în această toamnă la Kiev, la Congresul Mondial al Apicultorilor.